costul motorinei și al benzinei standard de pe piața produselor petroliere din Moldova va crește în acest debut de săptămână, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Mai exact, potrivit ANRE, pe 10 ianuarie, conducătorii auto vor scoate din buzunar pentru un litru de benzină cu cifra octanică A95 23,76 lei, un preț cu 10 bani mai mare în raport cu cel afișat în ultimele 3 zile. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 23,66 de lei per litru, un cost cu numai un ban mai mare decât cel din ultimele 72 de ore. În condițiile date, prețul maxim de comercializare al combustibililor de tip standard, care este stabilit direct de către ANRE, rămâne ridicat față de începutul lunii septembrie 2021 cu 3,69 lei per litru, în cazul benzinei A95, și cu 7,39 per litru în cazul motorinei standard.